Poftă bună! Mulțumesc! Poftă bună! Bună seara, prieteni! Prieteni, este foame! Uitați ce cuțu, câine, găsi și el un os pe afară! Prieteni, acum nu vă mai pup, că am mâncat ceapă! Da, prieteni, nu vă mai pup, am mâncat ceapă! Uitați ce avem aici, prieteni, mâncăm! Ce să fie mai bun pe lumea asta decât mâncarea asta tradițională, roșii, cu ceapă, cu afumătură. Ușor. Eu un ghid la noduri. Cu poftă mai mănânci. Ușor. Uitați în câine, uturos, toată arată. Chestia că nu pot să mănânc mult. Are aftă. Am o aftă și nu mai arată, arată, arată pe tine când e puturos, când e puturos pe stradă. Uite, îmi place osul ăla. Să-l roadă. Îmi dau lacrimile când mă lovesc la aftă. Te cred. Am luat de la farmacie da. O chestie de aia. Din cauza asta, stai, David. Vorbesc mai așa, că fix aici pe buzul am. Of. Dar nu băgând de seamă. Mâine mâncata. Deci mi-o filiță de pâine, te rog. Eu? Uite, uitați asta. Da. Uitați asta. Ultima. Hai, arată aici. O mănâncă 4 ore, nu? Vorbește, că mă mănânc. Păi și-o mănânc. Ce să mai prieteni, mâncăm ca să trăim. Da. Asta e viața. Mergem înainte. Și încercăm să fim bine. Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii frumoase, pentru gânduri bune, pentru... Că urați de sănătate și numai bine. Lasă să filmezi jos să mănânci tu? Nu. Poți să mănânci, da? Și pentru oamenii care nu m-au înțeles aseară, ce am vrut eu să spun? Ai, mă, de ce nu mergi așa? Prin faptul că am rugat să nu se mai vorbească de David, dar cei care s-au simțit... Au comentat și mai rău. Hai că bag și eu la bușă. Nu zic că nu accept sfaturi. Nu zic că nu accept o vorbă bună sau un gând bun de la voi sau că mă sfătuiți să merg cu David la doctor. Că vă gândiți că să mă ajutați oarecum cu asta. Nu zic asta. Zic doar că sunt anumite comentarii care întrec orice limită. Cum că îl fac... David este handicapat și că are probleme psihice cu capul. Și asta mă afectează, dar... Nu, mami, zic comentariile. Că sunt handicapat? Nu. Păi adică ce? Ceva, nu, că au spus oamenii în comentarii, dar nu ești. Așa e, mănânc urât. Tu mi-e foame, nu? Fiecare om în felul lui, asta e. Mănânc urât, tu mi-e foame. Și pentru oamenii care ne iubesc, care ne cunosc, care ne simt... Prieteni, să aduce pe lumină acasă. Oameni, am văzut că avem aici comunitatea noastră și oamenii noștri care ne iubesc, care nici măcar nu trebuie să vorbim sau să deschidem gura, că deja oamenii noștri ne simt și își dau seama lucruri. Și simt cu sufletul și inima și le mulțumim din suflet pentru tot. Am văzut câtă lume ne iubește și ne susține. Și în spital eram, urcam cu liftul, dădeam de cineva cunoscut de pe YouTube care îmi zicea: "Hei, Madalina, ia întoarce-te." Și mă întorceam și... Îmi dădeam imediat seama că de pe YouTube e cineva care ne cunoaște. Și tot la fel, ne rugăm de sănătate și de bine, ne încurajau. Da. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu.
Da. Acum că l-am mâncat și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Că avem ce să mâncăm că... și că avem unde să dormim. Da, și când ne trezim trebuie să spunem mulțumesc, Doamne, că am deschis ochii. David, stai cu minte. Mie mi-a zis cineva că Dumnezeu probabil mă cheamă la el. Adică cum mă cheamă? Prin credință. Prin credință și prin mamă spovedi. Am, cum se spune, am... Să te pocăi sau ce? A, da, de a pocăi. Mai târziu, peste 5 ani, 6, 7, 10, o să fac și treaba asta, pentru că vreau să îl am, pardon, pe Dumnezeu aproape de mine. Când zic aproape, aproape. Ce am învățat prin lecția asta, dragi prieteni, pe ce mi s-a întâmplat? Dumnezeu ne încearcă de multe ori. Să vedem dacă aruncăm cu petroaie în el, dacă pomenim, dacă îl înjurăm, dacă multe chestii din astea. Eu am înțeles prin faptul că noi suntem trimiși pe acest pământ pentru a învăța ceva. Pentru a învăța chestii. A învăța să fim mai aproape de Dumnezeu. Dar noi ce facem? Și o să încerc. Chiar că și înainte am avut credință în Dumnezeu, credeam în Dumnezeu, și dar acum vreau să fim mai aproape și mai aproape de Dumnezeu. Chiar dacă mi s-a întâmplat acest necaz în familie și am suferit și am pătimit mult, mult și Dumnezeu și Iisus a pătimit. Nu, tot zic, Doamne, Tu știi ce mai bine ce faci, Tu știi ce mai bine ce mi-este scris, sau Tu știi ce mai bine ia în viața, adică ai grijă și du-mă pe drumul cel bun. Dacă Tu ai considerat de lucrul ăsta, atunci îndreaptă Tu lucrurile, pardon. Și am învățat multe și nu știam înainte nici cum să mă rog, dau un exemplu. Dar acum cu credință în Dumnezeu și mai aproape de Dumnezeu... Dacă ai credință, vorbele astea Dumnezeu te cercetează și după aia te rogi fără să vrei. M-am dus de m-am tuns și patronul de acolo este pocăit. Și mi-a zis că pe acest pământ nu contează haina, firmă, da. Ale. Cât mai simplu să fii pe acest pământ, cât mai simplu și mai aproape de Dumnezeu. Trebuie să învățăm toți să ne rugăm la Dumnezeu și nu numai la rău. Adică nu dacă dăm acum de un necaz, de un pietroi, de la mare obstacol, mare, Doamne ajută-mă, Doamne, Doamne nu știu ce, Doamne ia, nu. Tot timpul să ne rugăm. Asta am înțeles de la viață, că tot timpul să ne rugăm, să-L rostim pe Dumnezeu și la bine și la rău și tot timpul, și dimineața și seara și la masă și peste tot. Trebuie să rostim pe Dumnezeu, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că vorbim, că vedem, că ne trezim, că ne punem și că suntem sănătoși. Da. Și de asta vă vorbesc acum, ca să înțelegeți, oameni buni, că eu vreau cu familia mea să vă arătăm că noi nu mințim, nu ne prefacem și că ăștia suntem noi. Pentru că vrem să fim mai aproape de Dumnezeu, mai ales să am grijă de familia mea. Familia mea, când zic mamă, tată, copil și nevastă. Mai ales Mădălina, nu pot să zic că eu sunt bărbat. Nu, doar ea știe prin ce durere a trecut, că e femeie și a văzut răul cu ochii. Și vreau să fiu aproape de ea, să am grijă de ea. Să o susțin, cum am susținut-o până acum. Deciziile și ce a făcut ea, le-am respectat și am fost de acord cu ea și o să fiu de acord cu ea în orice decizi și o să o ajut. În continuare,
și o îndrum să meargă cu mine pe drumul ăsta care l-am ales eu să merg. Da. Și la vară să ne ajute Dumnezeu să fie bine, că vreau să fie bine în familie și să ne cununăm, să fim mai aproape de Dumnezeu. Că doar așa o să fim mai aproape de Dumnezeu, prin credință, prin cununie. Pentru că noi acum nu, cum să zic eu, ca pe o mapă, cum era de mult, dacă suntem cununați, ne vede Dumnezeu altfel, mai apropiați. Și cu asta am zis, oameni buni, David, nu mai mănânci. Că vrem să fim mai aproape de Dumnezeu, să mergem pe drumul cel bun, să ne rugăm la Dumnezeu tot timpul, mai ales când ne trezim, când mâncăm, cum v-am zis. Așa că vă rog eu frumos că nu ne supărăm noi că ne dați un sfat pentru David, pentru alea, dar prin ce am trecut, sper să ne înțelegeți, prieteni, prin ce am trecut, nu mai putem să vedem că se vorbește de David. Pentru că suntem cu un foc în suflet. Cu o durere și... Cum? Nu mai putem. Probabil că durerea asta pe care am trecut noi, încercarea asta pe care am trecut-o noi, acum, îl vedem pe David și mai mult în ochi. Răsfățăm și mai mult. Chiar dacă ne iese în cap, e așa e al nostru. Sper că ați înțeles. Am vorbit destul de clar. Așa că vă doresc o seară cât mai frumoasă și ne auzim cu alte vloguri. Că nu așteaptă la două. Această costiță frumoasă, minunată. Nu trebuie să ne mânc sare la aftă. Păi de asta mă... După ce mănânc o să mai pun crema. Unde am pus crema? La mine, uite. Da. N-ai voie să o răți, cred. Mi-am luat o cremă, o să o pun după ce mănânc. Și cam atât. Și așteptăm să vedem ce zice Gologan acum. Tu ai pus fratele meu Vasile Gologan, Gologan, cum ai? Te respect, te pup, să trăiască familia ta, copiii tăi, să știu că mă amuz, dar care e chestia? Eu știu că sunt un bâlbâit, mă bâlbâi pentru că am emoții, pentru că nu că îți bâlbâit. Dar cu privire chiar așa mă uit? Ok, te pup, Gologane. Aștept noi vloguri cu tine. Nu uitați să vă abonați, dragi prieteni, și la canalul lui, pentru că merită, e bun omul, e bun și e talentat și îl aștept în România, e bine primit el și cu familia lui aici să bem o cafea. Seară frumoasă! O seară frumoasă, prieteni, și revenim cu alte vloguri.